Bianca răbufnește, nu vreau să-mi cer scuze pentru cuvintele mele. Urmăriți o nouă ediție Casa Iubirii, marți, 2 august, de la ora 10 și de la ora 16 și 30 de minute, la canal de Bianca trece de la o extremă la alta. Tânăra nu-și poate controla ieșirile nervoase. Presiunea pare a fi tot mai mare în Casa Iubirii, Bianca trece de la o stare la alta, Kinga nu pare a fi nici ea în apele ei. Bianca răbufnește și spune lucrurilor pe nume după eliminarea lui Adrian, Bianca a fost pusă la colț de concurenții din Casa Iubirii care cred despre ea că face diferite jocuri și nu este deloc sinceră. Andrei, unul dintre cei mai noi băieți din casă, care a avut mai multe conflicte cu Kinga, credea că Bianca este cea mai matură fată din casă și că gândirea pe care o are este de apreciat. Se pare că acesta și-a schimbat complet părerea despre ea și a refuzat să o mai invite în Camera Roșie, precizând că nu-și dorește să o mai cunoască. Nu-mi doresc să mă duc în Camera Roșie pentru că nu am pe cine să invit de acolo, singura persoană pe care voiam să o invit e Bianca, dar având în vedere că face anumite joculețe, nu mai doresc să o cunosc, a spus Andrei. Bianca explodează și spune că nu are de ce să-și ceară scuze pentru cuvintele pe care le spune și, totodată, își asumă părerea. Kinga nu trece printr-o perioadă tocmai bună, tânăra izbucnește în lacrimi, iar, spre surprinderea tuturor, Bianca este cea care îi este alături și o compătimește în astfel de momente. Presiunea pare a fi din ce în ce mai mare în casa, nici Bianca nu este în cea mai bună formă, Andreea Mantea încearcă să o facă să se simtă mai bine, însă, nu se poate opri din plâns. Tensiunile dintre concurenți sunt tot mai puternice de la o săptămână la alta, iar asta se poate observa cu ochiul liber. Final de drum pentru Simona Gherghe și Răzvan Sândulescu. Decizia vedetei după 10 ani de relație, Simona Gherghe și soțul ei Răzvan sunt împreună de 10 ani și tot timpul au păstrat discreția. Tocmai din acest motiv, sunt rare momentele în care vedeta și soțul ei sunt văzuți împreună. Mulți se întreabă care este secretul unei relații longevive având în vedere faptul că cei doi activează în domenii complet diferite și cu toate astea reușesc să își împartă și timpul personal destule e bine, Simona Gherghe povestește că nu are niciun secret, însă este conștientă că relația ei se bazează în primul rând pe iubire, respect, dar și prietenie. Sunt 10 ani de relație. Nu știu dacă e vreun secret, dar știu sigur că la noi ingredientele sunt iubire, prietenie și respect, a mărturisit vedeta pentru Fanatic.ro. Motivul pentru care Simona Gherghe se ceartă cu soțul ei, Răzvan cu toate astea, depășesc rapid momentul prin discuții, spune vedeta de la Antena. Fiecare își prezintă argumentele și în final ajung la un consens, fără a mai prelungi conflictul. Normal că există. Important e că ne așezăm la masă și discutăm cu argumente. Cele mai frecvente discuții sunt cele legate de copii, de abordarea educației lor, a mai povestit ea. Cât despre viața personală și cea profesională, Simona Gherghe spune că se descurcă în general singură. Uneori mai apelează la bunici, însă în cea mai mare parte a timpului a învățat cum să își menajeze timpul. Când suntem la muncă, cei mici merg la grădiniță. Nu mai avem ajutor constant de ceva vreme. Ne mai ajută bunicii, uneori, când mai vrem să respirăm. Dar, în rest, suntem doar noi doi cu Ana și cu Vlad, a mai dezvăluit prezentatoarea de la Mireasa. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au spus, stop, viața cu trei copii e o provocare. Exclusiv Valentina Pelinel arată impecabil la 41 de ani. Mama a trei copii, soția lui Cristi Borcea a ajuns la aceeași greutate pe care o avea când era model. Ce spune despre al patrulea copil, Valentina Pelinel se laudă cu o familie frumoasă, care a reușit să depășească toate încercările și nu au fost puține. Soția lui Cristi Borcea mărturisește că are o relație caldă cu cei trei copii și, de la nașterea celor două fetițe, a fost atentă ca Milan să nu fie pus pe locul 2. Cu toții se înțeleg bine cu fraților mai mari din țară și din SUA, iar Valentina spune că viața cu trei copii este o provocare. Soția lui Cristi Borcea recunoaște, nu se mai vede mamă pentru a patra oară. Valentina Pelinel și Cristi Borcea despre al patrulea copil, viața cu trei copii este completă. Exclusiv pentru Fanatic, Valentina Pelinel vorbește despre viața de familie, planurile de vacanță și dezvăluie secretele ei de întreținere. Soția lui Cristi Borcea se laudă cu aceeași greutate pe care o avea în perioada în care defila pe podium.
a făcut mișcare inclusiv în perioada sarcinilor, când a urmat un program de aerobic adaptat pentru ea, iar în sala de sport a revenit la 2 luni după fiecare sarcină. Ritualul ei de frumusețe începe de fiecare dată cu demachierea. Folosește produse potrivite tenului și vârstei pe care le are și, uneori, merge și la tratamente faciale de întreținere. Consideră că odihna și hidratarea, alături de o alimentație potrivită, sunt cele mai importante trucuri pentru un organism sănătos. Evită ciocolata și prăjelile și își dă pe față cu o cremă cu factor de protecție ridicată. Întrebată despre posibilitatea de a deveni iar mamă, Valentina Pelinel recunoaște sincer că viața cu 3 copii este completă și nu mai este loc de al 4-lea. Cum îți petreci vara aceasta și unde? Vom continua să mergem cu toții la noi la mare la Hotel Palm Beach din Olimp, deoarece ne simțim excelent acolo. Poate în august sau septembrie vom reuși să petrecem câteva zile doar noi doi, în funcție de cum avem timp. Ne place Italia, dar și Grecia, eu fiind foarte adaptabilă și reușesc să mă simt bine, descoperind locuri noi sau bucurându-mă de aceleași zone în care am mai fost. Anul trecut a fost un an în care ne-am dedicat acestui upgrade hotelier din dorința de a oferi oaspeților noștri fideli și celor noi o experiență deosebită, așa cum și eu personal îmi doresc. Toate camerele au fost renovate, recepția se remarcă printr-un design nou la care am lucrat alături de un arhitect, camerele au vedere la mare spre apus sau răsărit, de unde poți admira niște imagini absolut spectaculoase. Hotelul dispune de camere luminoase, spațioase cu finisaje premium, în culori care te reconfortează și relaxează. Iar piscina Infinity este într-adevăr punctul central de atracție, atât pentru adulți cât și pentru copii. Am testat-o la rândul nostru și suntem mândri că este primul hotel de pe litoral care oferă acest serviciu premium. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au apelat la ajutor pentru creșterea copiilor ce anotimp îți place. Toate, dar în mod deosebit aș spune primăvara. Îmi place să-mi petrec timp în natură și în lunile de primăvară, când totul prinde viață și explodează de energie, un nou început este mereu posibil. Iar acest lucru este foarte reconfortant și plin de speranță. Este una dintre cele mai frumoase relații. Este atât de multă iubire, protecție și sprijin între ei și sunt mândră de conexiunea lor specială. Viața cu 3 copii e o provocare, dar o provocare plăcută. Nu există termen de comparație, pur și simplu ajungi să apreciezi viața din alte perspective, mai profunde și mai înțelepte. Cum se înțeleg copiii lui Cristi Borcea? Foarte bine și cu frații și surorile mai mari din țară, dar și cu cei 3 frați din America. Când ajungi acasă și le vezi zâmbetul, simți că orice dificultate a meritat. Când au venit fetițele, am avut grijă ca Milan să se simtă cel puțin la fel de iubit și apreciat. Să nu existe diferențe sau să perceapă vreo schimbare în calitatea timpului și atenției mele, care până la acel moment îi erau acordate doar lui. Cred că este important să tratezi fiecare aspect la momentul potrivit, iar eu și Milan avem o relație specială, vorbesc cu el ca și cu un adult și am grijă mereu să înțeleagă ce se întâmplă și de ce. Ce mă bucură mult este faptul că toți 3 se înțeleg foarte bine și cu frații și surorile mai mari din țară, dar și cu cei 3 frați din America. În fiecare an, vara, își petrec împreună uneori, chiar și 2 luni și au dezvoltat o relație strânsă. Mai vrei copii? Cum ți-ai revenit după sarcini? Viața cu 3 copii este completă și un al 4-lea nu face parte din planurile noastre. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei 3 copii sănătoși, de care ne bucurăm din plin în fiecare zi. Am făcut sport inclusiv pe perioada sarcinilor, mai exact am urmat un program de aerobic adaptat condiției mele. Atât pe perioada sarcinilor, cât și când am alăptat, nu m-am abținut și mi-am satisfăcut poftele, dar m-am reapucat de sală, cam la 2 luni după fiecare sarcină. Acum, după mult efort, am ajuns la greutatea dorită, aceeași de când lucram ca fotomodel, de 62 de kilograme, o greutate la care eu mă simt cel mai bine. Ai ținut diete? Ce te-a ajutat cel mai mult? Sunt adepta unui stil de viață echilibrat, ceea ce presupune alimentație corectă, sport regulat și o viață emoțională echilibrată. Echilibrul este cheia în toate, de aceea în vacanță nu țin cont de regulile obișnuite, din contra, îmi place să gust din bunătățile locului și să descoper feluri de mâncare inedite. Uneori se mai întâmplă să mă îngraș, dar nu îmi fac griji, revin la sport și la alimentația potrivită imediat cum ajung acasă.
Înfometarea, alegerile alimentare drastice, presiunea pe care o pui pe tine sau vinovăția asociate cu mâncarea nu vor fi niciodată folositoare, așa că nu văd de ce în vacanță nu aș aprecia ceea ce locul are de oferit. Nu ajung în punctul în care să fiu nevoită să dau multe kilograme jos, pentru că balansez foarte bine alimentația și sportul. Iar când ai 3 copii care te provoacă la jocuri și activități dinamice toată ziua, kilogramele se dau ușor jos.